Duminică, încă de la primele ore ale dimineții, chiar înainte de a începe slujba, foarte mulți credincioși stăteau la o coadă impresionantă pentru a trece prin Sfântul Altar al Bisericii cu Hramul Înălțării Domnului din cimitirul Pacea Nou. Dat fiind numărul mare de participanți, slujba de sfințire a lăcașului de cult a fost oficiată în aer liber pe o scenă în curtea bisericii. Ceremonia religioasă a fost oficiată de un sobor format din peste 30 de preoți în frunte cu înalt preasfințitul Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuții. Membrii corului bisericesc din Bosanci au dat răspunsurile la Sfânta Liturghie. De altfel, bosâncenii au venit într-un număr foarte mare la slujba de sfințire a lăcașului de cult și asta pentru că preotul Bogdan Nicolae Curic, cel care va sluji aici, este originar din Bosanci. Marea majoritate a locuitorilor din comuna pe care eu o conduc au contribuit financiar și material la construirea acestei biserici. De câte ori părintele Bogdan, fiul meu, a apelat la bunăvoința lor, au răspuns cu mare dragoste și bunăvoință și, într-adevăr, astăzi s-a văzut ceea ce au făcut ei, deoarece au fost foarte mulți prezenți la slujba de sfințire acestui locaș sfânt. Însă printre credincioși am găsit și persoane care au străbătut distanțe mai mari pentru a fi prezenți la sfințirea acestei biserici. De unde sunteți? Din Rădăuți, comuna Satu Mare. De ce este mai deosebit în slujba de sfințire a unei biserici? Ca să vă zic așa, în tot locul e cuvântul Dumnezeu. Și depinde de obiceiul, din așa ea, și de sufletul oamenilor, bunătate, eu știu, nu știu ce să mai zic. Ați trecut prin Sfântul Altar? Am trecut, mulțumesc Dumnezeu că am 73 de ani, până acum n-am fost. Acum ne-a ajutat Dumnezeu și am trecut. Sunt la mai multe slujbe de sfințire, nu? Da, am avut și noi în comună. La câte? Ați numărat, așa? Am numărat, nu mai rețin, da. A fost că în partea Rădăuțului s-au făcut mai multe biserici și s-au participat. Și de fiecare dată când ați trecut prin altar, v-ați spus câte o dorință? Câte o dorință și mult ajută. Minunată, important este rugăciunea asta să faci astăzi și trecerea prin altar este o binecuvântare de la Dumnezeu, întreaga familie și a dorințelor. Ne puteți spune ce dorință v-ați spus astăzi? Tot așa, sănătate și pentru copii să ferească bunul Dumnezeu de rău întâmplare, de primejdii, din necazuri și de boli grele și drumii pe cale și bună. Între oficialitățile prezente la eveniment s-au mai numărat și primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, și primarul comunei Moara, Constantin Prodaniuc. După oficierea slujbei de sfințire, înalt preasfințitul Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a acordat preotului care va sluji în această biserică, Bogdan Nicolae Curic, distinția de iconom stavrofor, purtător de cruce. Porunciți înalt preasfințite stăpâne spre robul lui Dumnezeu, preotul Bogdan Nicolae, care vi se aduce înainte spre a fi hirotesit iconom stavrofor. Lui să ne rugăm. Distinție pentru osteneala pe care a făcut-o. Sigur, a trebuit să-i o dăm tatei. Dar tata cedează în favoarea feciorului. Dar l-a educat, l-a învățat să fie serios în toate, rămnitor în toate cele bune. La final, preotul paroh le-a mulțumit tuturor celor care l-au ajutat la construirea bisericii, care a durat 3 ani. Această biserică a luat ființă în anul 2009, s-a sfințit locul, s-a pus piatra de temelie în luna februarie de către înalt preasfințitul arhiepiscopul Pimen al Sucevii și Rădăuților. Iar în 2010, pe data de 12 aprilie, s-a început propriu-zis construcția ei. La început, construcția a fost începută de către o firmă din comuna Pojorâta, din zona de munte, apoi a fost definitivată, terminată de către o echipă de muncitori din comuna Bosanci. Mulțumesc cu această ocazie domnului primar pentru că într-un timp relativ scurt, deci din 2010 și în 2013, s-a putut construi această biserică datorită dumnealui, ajutorului acordat de către dumnealui și de către Consiliul Local. Mulțumesc domnilor președinți județeni, domnului Flutur și domnului președinte Cătălin Ioan Nichifor pentru tot sprijinul acordat și mulțumesc tuturor credincioșilor care m-au susținut
și m-au ajutat la construirea bisericii. În perioada următoare, Biserica Înălțării Domnului din cimitirul Pacea Nou urmează să fie pictată. Credincioșii care nu au putut participa la slujba de sfințire mai pot trece prin Sfântul Altar până vineri 19 iulie la ora 19.